pacheta? Da, mă duc. Păi când te duci? E, o să mă duc, mai târziu. E, așa îmi spui în fiecare zi, mă duc și uite că a trecut atâta timp și eu nu am nici până acum mocheta. Lasă-mă să te vin treaba aici în grădină și după aia mă-i duce. Vrei să te văd, da. Că ții de cuvânt. Mă țin. Ți-o aduc, dragă, ți-o aduc. Narcisa! Bună dimineața! Neața! Azi e frumos! Unde ești, Narcisa? Dar vin ploile. Narcisa! Eu când, aud de ploaie, Narcisa? Parcă aud de ștreang. Nu știu pisica mea cea albă e pe la dumneavoastră? Nu, madame Ionescu, n-am văzut nicio pisică. Da, unde o fi un blând blestemat, a nici la mâncare n-a venit. Bună dimineața! Bună dimineața! Am venit să vă iau rufele. Să-mi luați rufele? Da. De ce să-mi luați rufele, madame Maria? Păi să le spăl. Păi cum, madame Maria? Madame Maria, v-am rugat eu să mi le spălați? Oh! Păcatele mele! Madame Maria, stați! Să nu ieșiți! Bine, nu ies. Dar, madame Maria, de ce vrei dumneata să-mi speli rufele? Așa mi-a spus soțul meu. Fiindcă i-ați scos piatra de la rinichi, n-ați vrut să primiți niciun ban, nici damigeana cu vin, atunci a zis să vă spăl, că eu tot spăl și să vă fim și noi recunoscători cu ceva. Madame Maria, te rog ca pe viitor să nu mai speri rufele și să nu mai fiți recunoscători. Nu-i nevoie. Domnitică, cum puteți spune așa? Malaghenia, sara rosa, Malaghenia, sara rosa. Oh. Malaghenia, sana rossa, Malaghenia, sana rossa, Malaghenia, sana rossa, Malaghenia. București, România. Ora exactă. A fost ora 7. Transmitem radiojurnalul dimineții. Se scurt din cuprinsele liste. Bună, Johnny. Imediat. Schimbăm bandajul, să știi. Să fii cu minte, da? Dacă ești cu minte, nu doare. Am niște oase de găină. Să le dau cățelului? Deocamdată nu-i dați nimic. E operat, ține regim. Sărat. Malaghenia, sana rossa. Nici măcar oase pentru câine nu vrea să primească. Dacă nu vrea, nu vrea, ce să-i faci? Malaghenia, sana rossa. Malaghenia, sana rossa. Malaghenia. Ne vedem diseară, da? Iar ai îmbrăcat echipamentul lui puiuț. Te-am spus să nu-i mai iei lucrurile. Așa e când e vorba de puiuț. Asta nu le mai poartă de când era junior. Thank you.
Marius? Da! Dimineața, eu sunt Brezoi. Aha, care Brezoi? Am soția la dumneavoastră cu medici capiliare. Ați venit, aveți o scrisoare de acasă. Ați operat-o ieri. Dar pe mine când m-a internat. Iar ai venit, ia. Poftiți scrisoarea, tovarășul doctor. Doamnă. Alo, alo, tovarășul încotră. Vă rog, cum a mers operația, tovarășul doctor? Soția mi tale n-are vezică. Cum? Cum n-are vezică? Și eu ce să mă fac, tovarășul doctor? Am doi copii. N-am rude, n-am pe nimeni. Dacă moare. Nu moare. Îmi garantați dumneavoastră că nu moare? Garantez. Mersi. Cu condiția să mai stai în spital 2 săptămâni, să ține regim toată viața și să nu pui la muncă niciodată. Să vă dea Dumnezeu sănătate, toar și doctor. Așa cum dați și dumneavoastră la alții. Că pe dumneavoastră vă caută lumea ca pe Petrache lup. Știți? Dacă îmi faceți nevastă sănătoasă, îmi salvați și copiii. Eu sunt ospătar la Miorița. Așa, doctor, poate veniți odată să luați masa la noi. Am specialități. Ce-i cu ăștia? Așa, o mică atenție. Nu mă refuzați. Ia-ți banii și cară-te câte poate te umblă în sânge. Cine ți-a spus dumii tale că iau bani de la volan? Păi așa se obișnuiește. Poate la noastră am Ioriță acolo. Așa, doctor, așa, director dintr-o-i... În cursul nopții am avut o singură urgență. Un ulcer perforat pe care imediat l-am deschis. În ceea ce privește cazurile mai deosebite pe care le avem internate, simptome de ameliorare prezintă bolnavul căruia doctorul Irod i-a făcut o nefrectomie parțială. O operație foarte dificilă care nu s-a mai făcut la noi în spital. Asemenea, cazuri le trimitem de regulă la București. Operația a reușit pe deplin. Plaga nu mai sângerează și bolnavul nu mai e febril. Mitică este un talent deosebit. Sunt de aceeași părere. Totuși, asemenea operații în spitalul nostru sunt deocamdată imprudente. De ce imprudente? Mai e nevoie să o spun? Nu avem o secție de specialitate. Noi nu dispunem de condițiile pe care le presupune o secție de urologie. Pe de altă parte, oricât de talentat ar fi Mitică, nu are încă experiența necesară. Ce se întâmpla dacă operația nu reușea și bolnavul murea? Zău, nu avem voie să ne hazardăm, să improvizăm. Așa ceva nu-i permis în medicină. Până una alta, mi-ar place ca Mitică să se mai disciplineze nițel. Zău, vorbiți și voi cu el, așa ca între colegi. Spuneți-i să fie mai rezonabil, mai ponderat, mai puțin încăpățânat. Altfel o să fiu nevoit să iau măsuri și asta, zău, nu mi-ar place deloc. Sunt convinsă. Poftim? Sunt convinsă că... Mm-hmm. Altceva? Mai este cazul suspect de neoplasm gastric. Azi noapte bolnavul a avut din nou vărsături puternice. Nu mai suportă niciun aliment. Aici? Oh, mă doare! Nu e tumoră. E un acces subfrenic închistat, rezultat în urma unui ulcer perforat. Faceți o puncție și apoi îl deschidem. Nu e nimic, o să fie bine. Nu e cancer. De unde ai mai scos-o? În câteva zile ești acasă. E? Cum mergem? Greu. Pune pe tine odată și curbează, să vedem cum îți stai. E bine mai bine cu culoarea asta. Nu, e bine, mai bine blesie. Mă rog, cum crezi tu, dar mie îmi place. Am văzut și la sora șef, o să-mi cumpăr și una. Eu sunt brunetă, mi-e stă bine. Să știți că v-am afumat laptele.
Am trimis să vă ia altul. Ce e nou? Doctorul Mitroiv a alungat iar un pacient. A, de ce? A zis că n-avem secție de urologie și pacienții să meargă la București. Da? Pe cuvântul meu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Toată lumea în viață! Da, da! Da? Iar pe apă? Gică! Da? Iar ai mâncat salam. Păi ce să fac? Mi-e foame. Păi tu aici ești la nuntă sau la spital? Păi cum să mă fac sănătos dacă nu mănânc? Da? Bine, treaba ta. Să vezi când te trimit acasă bucăți, bucăți. N-am mâncat, v-am păcălit, am mâncat numai compot. Ai urinat? Cam des. Fii atent, dacă până la prânz nu te potolești, te bag la cuțit. Stai liniștit. Nu te încorda, ți-am spus. Nu, nu. Moșnaia a dus azi noapte o femeie în pat. E adevărat, tataie? Adevărat. Tocmai am pierit somnul. Când mă trezesc cu o vampă lângă mine. Și îmi zice, n-ai vină cu mine. Te fac amantul meu. Poate se rupea acum tine. Iar tu nu trebuie să faci altceva decât să mă asculți coasa zilnic, că nu mai prididesc. Coniță, zic. Cu mare plăcere, dar acum nu pot pleca. Eu nu am bine de voia. Faie de ieșire de la tot, doctor. Moșule, râs tu râs, dar purceaua e moartă în coteț. Cum e sfinția ta? Bine, mulțumesc. Ar fi și mai bine dacă m-ai ascultat pe mine. Harnică la locul ei. Și atunci? Părinții. Părinții s-au băgat. Locuiați împreună? Gica? Da. Ție ți-e frică de cuțit? Să știi că nu-i mare lucru, spun eu. Aule. O să trebuiască să te operez. Păi ziceați... Ce zice? Ziceați că... Hai, între prostii, că nu se întâmplă nimic. Tovarășe doctor, poftiți la camera de gardă. O urgență pentru dumneavoastră. Da, Suzi. Nu ce se bazează pe serviciu. Nu iese nimeni și nu fumează nimeni. Gică! Stai cu mine. Vezi dacă e liberă sala de operație. De unde ești, moșule? Tocmai de la Buzău, taică. Venisem la un nepot în gară. Așa deodată, bâldâbâc. Câți ani ai? Venisem la un nepot. Câți ani ai? Peste 70 trecuți. De-aș trăi și eu atâta. Ți-e frică de cuțit? Nu mi-e frică. Am făcut război, am fost rănit de două ori. Mă iubea maiorul. Nu știa cum mă cheamă, îmi spunea, mă băiete, mă trimitea unde era focul mai tare. Vine o bombă, hârtie m-a făcut să mă bagi pe sub ușă. E de rău, taică. O să te operăm. Ce zici? Da. Da. Mai are rost să-l operați? De ce să n-ai rost? Nu rezistă, e prea bătrân. Un om niciodată prea bătrân dacă vrea să trăiască. Credeți că-l salvați? Da. Sunt obligat să încerc. Am auzit că ai o urgență. Vreau să văd și eu.
Dar de ce te controlează șeful? Că e șef. Bătrânul e dărâmat rău. Sunt de părere să-l trimitem cu salvarea la București. Nu, nu rezistă până la București. Cu atât mai puțin o să reziste la operații. Vrei să-ți moară pe masă? Singura lui șansă e operația. Dar nu înțeleg de ce vă reliniștiți așa. Ce, vă e teamă că moare la noi? Doctore, ți-o prea mult la dumneata și te prețuiesc prea sincer ca să nu te opresc de la o imprudență. Da, vă mulțumesc foarte mult, dar nu e nevoie. Dacă bătrânul are o șansă dintr-o mie, sunt obligat să încerc. Asta e părerea mea. Mă rog, faci cum crezi. Așa. Doctore, fii amabil, trimite-mi și mie fișa. Da, vă trimit. Hai, așa. Hai. Acum să găsim o rezervă liberă și facem de gardă cu schimbul. Eu noaptea asta nu pot să rămân. Ești obosită? Nu.
stai liniștit, nu te mai frământa. Of. Ce pretenții ai la vârsta dumita? Ce ți-a spus doctorul Pandel? Ai o rezervă liberă? Rezerva 2. Foarte bine. Băgăm un bolnav pe care l-am operat acum. E reținută pentru doctorul Mitroi. E reținută? Cum e reținută? Păi ce, aici e hotel? Mitică! Mitică! De ce nu ești cu mine? N-am timp. Te pui rău cu Mitroi. E un om cu putere și cu relații. Te poate lovi. Să mă lovească? De ce să mă lovească? Nu i-am făcut niciun rău. Mai ține-ți gura. Și așa nu suportă succesele tale. Ai să ai necazuri și nu ești primul. Zicești dumneavoastră spățit asta? Ce păzești dumneavoastră aici? Ce-i cu ăștia? Îl cunosc foarte bine. Ia să treacă toată lumea în saloane. Toți bolnavii în saloane. Mă scuzați. Mitică. Mașina asta în două minute să nu mai văd aici. Să vie șoferul și tăia. Aici nu-i parcaj, acolo-i parcaj. Nu mai durează lucrarea asta aici. Ce s-o să-mi țineți? Hai, dați-i drumul mai repede. Hai. Bună. Lasă-mă pe mine. Întârziem. Și așa merg fără niciun chef. Ca să-ți întreții relațiile. Hai și terminați cu cărțile aici. Arăți foarte bine. Mă scuzați. Bună ziua. Bună ziua. Toți doctor adjunct, am auzit că ați reținut rezerva 2 pentru dumneavoastră. Așa e. Scuză, m-am uitat să-ți cer consimțământul. Mâine am însă o operație foarte dificilă. Până mâine v-aș ruga să-mi cedați pentru cazul operat astăzi. Bătrânul a ieșit viu de pe masă? Da, viu. Și? Mai există și alte speranțe? Da, sunt. Întotdeauna trebuie să fie o speranță. Frumos spus. Medicina însă nu e poezie. Numai cu speranțe nu ajungi prea departe. N-am timp să iau lecții de medicină. Păcat. Ți-ar prinde bine. Poți să iau rezerva? Bineînțeles. Știi doar că eu te-am ajutat întotdeauna. Știu, în ședințe. Să rămână. Ce s-a întâmplat? Tipul ăsta m-a scoate din sărite. Cred că am să-i fac vânt aici. De ce? Pleci? Nu vă duceți dumneavoastră să mâncați ceva și să vă odihniți? Mai am niște treabă pe aici. Uh-huh. Te mai întorci? Nu. Mă duc la film. Bună ziua. Suzy? Da? Mă bucur că te văd, doctore. Vreau să te felicit. Ți-am citit studiul apărut în revistă. E foarte interesant. Mulțumesc foarte mult. Într-o zi, când ai puțin timp liber, stăm de vorbă. Sigur, cu plăcere. Vă salut. Salut, doctore. Ura, doctore. Pe puiul l-a băgat în lotul național. Bem un șpriț. Nu pot, mulțumesc. Mă întorc la spital. Mă rog. El desemnează un stil de conducere în care știința și tehnica sunt folosite pentru a spori eficiența exercitării suveranității într-un cadru democratic. Acesta era și sensul inițial al termenului, inventat în 1909. Dragă, unde mi-ai pus ochelare? William Henry Smith. Te-am întrebat unde mi-ai pus ochelare? Caute pe noptier. Ai făcut o curățenie? Da. Da, nu-i mai găsesc. Păi dacă îi lași peste tot...
Johnny, îmi pare rău, dar trebuie să te înțep. Ești cu minte, da? Știu că doare, dar încă un pic. O să-ți treacă, să vezi ce vreau să simți. Stai. După aceea îți dau un os mare și îți dau voie să alegi prin curte cât vrei tu. Ha? Ai văzut? Doctore, vino măcar să gustăm ceva împreună. Mi-ar face o mare plăcere. Mulțumesc foarte mult, dar vedeți. Domnul doctor, ce? S-a trezit bătrânul, vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Cu mine? Da. Cum se mai simte Johnny? Foarte bine. Ce am făcut lui o să-ți fac știe. Adică o vezi ca nouă. Da? Cum te simți, tataie? Păi mă simt bine. Cum te-ai ajuns tocmai de la Buzău până aici? Păi a venit la un nepot, la-l meu. Aha. Îl cheamă ca pe mine, Gheghe Ion. Lucrează aici la Sanepid. Poate îl cunoașteți. Nu, nu-l cunosc, îmi pare rău. Am venit să-l văz. Lasă, nu mai vorbi că obosești. Încearcă să dorm puțin. Aveți o urgență. Bine. Rămâi aici până mă întorc. Voi faceți o radiografie. Doctor. Da? Am să mor. Ba, n-ai să mor. Am să mor. Trebuie să spui. Nepotul ăsta a meu e un păcătos și o pușlama. Acum câțiva ani a venit la mine cu un copil mic în brațe. Mi-a zis să-l țin câteva luni până se împacă cu nevasta. De atunci au trecut atâția ani și nici o scrisoare nu mi-a trimis. După ce mi-a murit baba, am crescut copilul singur. Acum are aproape 5 ani. E așa de cuminte și de deștept. Poți să lași toată casa pe mâna lui. Dă de mâncare la păsări, tai lemne. Dar ce m-am gândit eu într-o noapte? Ce se face copilul ăsta dacă într-o bună zi omor? Am plecat să-l caut pe tatăl. Ușor, ușor, vorbește încet. Așa. Am aflat că e acela, s-a nepit. Așa că vă rog. Măcar câteva ore. Vă rog să mă faceți bine. Măcar până așez copilul lângă tatălui. I-am lăsat mâncare numai pe două zile. Liniștește, moșul, liniștește. Îl fi urât singur, săracul. Lasă.
Lasă că aranjăm noi, și cu copilul și cu toate. O să aranjezi. Acum nu mai plânge că îți crește febra. Nu da? Pleca, doctor. Nu plec, nu plec. Nu unde pleca. Să plec? N-am unde să plec. Aici stă. Aici. Nu pleca. Încercă să dormi. Am reușit să-i prelungesc viața bătrânului cu câteva ore. Atât, câteva ore. Câteva ore. O oră din viață înseamnă enorm, să știi. Și o singură clipă înseamnă enorm. Enorm. Nu, nu am putut să-l salvez de ce. Nu puteați face mai mult. Totdeauna spui așa. Trebuia să fac mai mult. De câte ori moare câte un bolnav, vine să nebunesc, să mă dau cu capul de pereți. Știi, aici, în spital, moartea e atât de normală, naturală. E simplă. E ca la război. Și totuși nu mă pot obișnui cu ea, nu pot. Aș vrea tot timpul să-i salvez pe toți și nu pot, și nu pot. Suzy? Da. Ție îți place să trăiești? Îmi place. Nu știu, îmi place absolut tot ce fac. Și mie. Să muncești, îți place? Da.
Îmi place. Foarte mult? Foarte mult. Suzy, tu n-ai observat că te iubesc? Am observat ceva. Dar nu știam că mă iubiți cu adevărat. Mi-e frig. Suzy, nu mi-ai răspuns încă la întrebare. Îți dai seama cât de mult te iubesc? Să știți că eu nu vă iubesc. Deloc, deloc? Vă stimez foarte mult și îmi sunteți drag. Asta nu înseamnă nimic. Chiar dacă aș încerca, cred că n-aș putea. Nu știu de ce vă iubesc altfel. De ce? Fiindcă sunt urât? Am observat până acum că sunteți urât. Parcă eu sunt frumoasă. Ești. Dar spune-mi, de ce crezi că nu mă pot iubi? O femeie ca tine nu mai găsesc, Suzy. Nu fiți trist, vă rog. Poate veți găsi o femeie mai bună și mai frumoasă decât mine. O femeie ca tine nu există. Nu există. Hai să mergem. Ce-am vorbit eu cu tine să-mi faci băiat? Mai am două fete și tu îmi faci gemene. Tovarășe doctor! Ce s-a întâmplat? Femeia asta i-a născut două gemene, tovarășe doctor, iar bărbatul a bătut-o pentru că nu i-a făcut băiat. Da. Nu știu dacă ați ști cât s-a chinuit. Cât a mai tras săracă? Ne lasă. 24 de ore a avut contracții. Și după ce că e ca o frunză, o mai și lovește firar al dracului de zdrahon. Duce-te în săron și lăsă-te să odihnească puțin. Încerca să vă liniștiți, că... Ce-i pe afară? Tovarășe doctor! Tovarășe doctor! Să chem miliția! De ce? Să-l aresteze! Vezi de treabă.
L-am dat eu primul. Începând de astăzi, nu vei mai face urologie, ci numai chirurgie generală. Cele două saloane pe care le ai la ora actuală nu-ți mai aparțin. Cele două saloane le-am primit de la conducerea spitalului, dator și Drăgoi personal. Tovarășul director, doctor Drăgoi, lipsește un timp. Eu răspund acum de conducerea spitalului. Când va fi gata noua construcție, se va înființa și o secție de urologie. Până atunci, cazurile respective le vom îndrepta către București. Asta am avut să-ți comunic. Bună ziua! Nu înțeleg, mă opriți să lucrez? Nu. Dar? Nu, vei face chirurgie generală. Din moment ce nu avem încă o secție specializată, nu putem să ne hazardăm în operații de anvergură, nu? Mai ales după ultimul eșec. Cazul a fost concludent. Ți-am spus să trimiți bătrânul la București. Nu m-ai ascultat, te privește. Acum ce vrei să-ți fac? Eu îți apreciez talentul. Te ajut cât pot, dar trebuie să te supui și dumneata ordinii și disciplinii din spital. Dar dumneata operezi numai ce-ți convine. Întârzi la raportul de gardă sau nu vii deloc. Pur și simplu lași impresia că ne sfidezi. Nu e bine. Nu e bine deloc. Îmi pare foarte rău, dar de data asta nu mai pot trece cu vederea. Și nici nu mai pot să te apăr. Decesul bătrânului are consecințe extrem de grave. Pune-te în situația mea. Eu răspund acum de spital și sunt obligat să te avertizez. Firește, dacă nu-ți convine, poți să te duci la un alt spital, în alt oraș, unde există o secție de urologie. Nimeni nu te oprește. Mai ales că, după câte am auzit, te mistuie și pasiunea cercetării științifice. Ai acasă un mic laborator, un câine cobai. Mă rog, până aici totul e foarte frumos. Da, da. Dar e adevărat că-i duci de mâncare din rațiile bolnavilor? Bună ziua! Domnul director adjunct! Vreau să vă răspund deschis la toate problemele. Da. Eu sunt un om deschis și sincer. Sper să nu vă supărați. Mm. Bun. Am venit aici ca medic urolog. Am fost trimis special ca să pregătesc viitoarea secție de urologie și am să continui să lucrez indiferent de ceea ce credeți sau gândiți sau doriți noastră. Pentru că nu muncesc nici pentru bani, nici pentru succes. Muncesc fiindcă îmi place. 1. Voi continua să operez toate cazurile care le socot de competența mea. 2. Cele două saloane le-am primit legal și nu le cedez. Nici dacă veniți cu miliția. 3. Am acasă într-adevăr un laborator și un câine. Dacă dumneavoastră îmi puteți dovedi că am furat din mâncarea bolnavilor pentru câinele meu, e în regulă. Dar să nu mai faceți asemenea afirmații pentru că am făcut box în viața mea și vă desfigurez. Poftim? Nu, nu e niciun pericol. V-am avertizat numai așa. Mitica, mă scuzați. Era să uit. Am o datorie la tine. Da. Mersi. Gata, Ionene? La fix, doar director. N-am terminat. Hai mai repede. 4. Vă informez că acel individ pe care l-am bruscat ieri a încercat să-mi dea mită. Așa i-ați obișnuit? Știu foarte bine că dumneavoastră a luat bani și alte atenții de la bolnavi. Dar în viața mea n-am luat o bomboană de la nimeni. Dumneavoastră ești convins că eu iau bani de la bolnavi? Da, sunt convins. Mașină, vilă, de unde? Dintr-un salariu. Tu și doctor Mitică Irod, ce părere ai avea dacă ți-aș cârpi câteva palme pentru această insultă? Doritor, nu vă sfătuiesc. V-am spus că am făcut box. Așa, doctor. Ce s-a întâmplat? Mă cam ține aici. Du-te în salon, dacă te mai ține și acolo, bine, mai bine. După această discuție în care ți-ai dat rama pe față, nu-ți mai rămâne decât o singură șansă. Să-ți iei transferul și să pleci. De ce să plec? De ce? Fiindcă ești obraznic și agresiv. Bună ziua. Da. Fiindcă ești urât, nefericit și fără viață personală, încerci să-ți creezi o aureolă de savant și sacrificat pe altarul meseriei și al științei. Da. Față de dumneata sunt într-adevăr un talentat. Pentru că știu mai multe meserie. Nu vreau decât să lucrez, atâta vreau. Ce aici, în spitalul ăsta, n-ai să mai apuci. De ce? Îți acord o singură șansă, transferul. Altfel te distrug. Mă distrugeți? Da, te distrug.
Dacă până la prânz nu-ți iei transferul, te lichidez. Succes! Vrei tu, Argete? Vrei? Aici am fost, aici la fel, gata, te-ți morți, de tot. Visez urât, visez numai ciori și capre mort. Mi-e frică că mor și am copii. Mor când îți spun eu, nu când vrei dumneata. Și în al doilea rând, de mâine seara nu mai ai voie să visezi. N-am dreptate? Auzi, la el visează ciori. Și un ghenghe, vă rog. Cine-l caută? Eu. Nelule, scoală-te. Te caută cineva. Ce? Cine? Cred că de la miliție. Cred că de la miliție, că n-a vrut să spună cine e. Nenorocitule, ți-am spus odată că ai să-mi pun pușcăria, că nu te mai scuri. Dacă e în problema cu făina, nești totul până în pânzele albe. Aha. Ce, că unde e? E la mama. Perfect. Ah, poftiți, poftiți, vă rog. Vă rog. Vă rog. Nu, 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 acolo, aici, aici poftiți, vă rog. Vă rog, să iertați deranjul, am avut aseară niște musafiri. Cu ce vă pot servi? Serviți o cafeluță sau preferați o vișinată? Nimic. Mă rog, cu cine am onoare? Doctorul Irod de la Spitalul de Adulți. Ah, doctorul Irod? Am auzit de dumneavoastră. Cu ce vă pot servi? Cu nimic. E vorba de unchiul noastră. Care unchi? Gheghe Ion. Gheghe Ion mă cheamă pe mine, poate e o confuzie. Nu e nicio confuzie. E vorba de unchiul noastră din Buzău. În gara i s-a făcut rău, a fost adus la spital, l-a murit. A murit? Azi dimineață, da. Eu n-am niciun fel de unchi la Buzău. Sau dracu știe. Oricând poate să răsară un unchi, un nepot. Ce să fac eu cu el, cu unchiul ăsta care a murit? Păi nu vrei să-l luați, să-l îngropați? Nelule, dacă mi-a dus mortul în casă cu mine, terminat-o! De unde mi-a venit peleaua asta pe cap, Doamne? Doamne Dumnezeu, de unde mi-a venit peleaua asta? Și tu tași dracule acolo din gură! Problema e cu copilul. Ce copil? Copilul pe care l-ai lăsat pe cap și ai dispărut. Lasă că te aranjez eu. Să n-audă nevastă mea, ea nu știe nimic de copil. E din prima căsătorie. Bine, bine, bine. Dacă aude, e nenorocire. Mă lasă. Da. Ce cu copilul? E la Buzău, e singur. Trebuie să te duci să-l iei de acolo. Firește, firește că da. Poate îl aranjez la un cămin. Poate ai dumneata o relație. Nu, n-am nicio relație. Pleci la spital pentru formalități și... Nicio problemă, top doc. Nicio problemă. Ai văzut, dragă, era vorba de unul Gheghe de la Adas. Un pachet de margarină, 3 limbi de sucă, 4 de zonă de rău. Aștept până Ionica, vreau să-mi arate de rețetă. Lasă-o, stai că a spus o parte. Familia Gheghe locuiește aici? Mitică, unde te uiți? Ah, să rămână. Ce faci?
uite, am dore. Nici mi-am dat seama că o strigați pe mine, sunt atât de mulți mitică pe pământ că am văzut un sac de box la niște băieți care aici. Crezi că o să-ți folosească? Spune adevărat că Mitroița a interzis să operez? Din potrivă, mi-a repartizat toate apendicitele. Și ce faci? Nimica. Nu mă poate opri să lucrez. M-aș bucura să fie așa, deși mă îndoiesc. Știi ce e ciudat? Că toată povestea asta m-a făcut pe mine să iau o hotărâre. Plec. Unde plecați? Plec din oraș. Din spital. Plec de aici. Mă căsătoresc. Bravo. E un băiat bun, seamănă puțin. Ala, mă rog. Cred că e mai bine să fiu cât mai departe de Mitroi. Toată lumea știe că nu pot să-l sufăr și orice atitudine aș lua ar putea fi interpretată altfel. Te sfătuiești pe tine să faci la fel. E tocmai ce-și dorește și Mitroi, numai că eu nu plec, nu plec. Mai am foarte multe de făcut aici. Îți doresc să ai succes. Ușoară, merele, vă rog. Și las puțin. Ușoară! Tovarășicu! Pune-l și pe la mână, ușor. Bună ziua, doctore. Eu? Da. Cu mine vorbiți? V-ați luat mere? Da, am luat, doctor. Luat restul, vă rog. Dar de unde vă cunoașteți? Din piață. Și apoi vă cunoaște toată lumea. Sunteți o celebritate locală. Chiar așa? Da, da. Și noastră? Eu nu, dar voi fi. Sunt profesoară de psihologie la liceu și am o grupă de copii excepționali. Fac un experiment foarte interesant. Dacă aveți timp într-o zi să veniți, o clipă. Gata. Sunt niște copii excepționali. Niște nebuni. Copii precoci, au 8 ani, știu algebră și fac ei singuri analize literare. Interesant. Serios? Da, cu ei fac cursuri separate. Sunt precoci. Cu experimentul ăsta îmi dau doctoratul și după aceea mă mut la un institut de cercetări. Ah, deci ne părăsiți? De ce nu pleci la București? N-ai încercat? Nu. Mi s-a propus să lucrez la Fundem, dar nu m-a interesat. Aici lucrez cât vreau. În general nu-mi place să fiu mâna a doua. Uneori colegii de provincie sunt răi și invidioși. Da, așa e. Doar că București a terminat invidia. Nu, dar ai alte condiții. Nu, și aici, să știți, sunt condiții. Nu o să fie gata spitalul cel nou, o să am condiții la fel de bune ca și la București. De ce, te obsedează provincialismul? Da, uneori. De pildă, ieri când a venit mama unui copil, vrea să le tragă copilul de la școală de frică să nebunească de prea multă carte. Asociez ideile astea retrograde cu provincialismul. Da. Ce ai la frunte? M-a aruncat unul pe geam. Te-am ascultat odată ținând o conferință la Casa de Cultură. De atunci vreau să te cunosc. Dai impresia unui om nefericit. Ești nefericit? În general, totul decurge normal în viața mea, așa că n-am niciun motiv. Câtă vreme lucrez, sunt fericit. Dacă aș putea să lucrez 24 de ore din 24, aș fi mulțumit. Ai ochi frumoși. De ce ascunzi? Mi-e frică să nu fac ravagii. Pe care mi-l pe oricare. Pe asta roșu. Cum spuneai? În general se pierde foarte mult timp. Timpul, acest prețios capital... Nu, să știi că e o temă interesantă pentru tine. Pentru dumneata. Pentru dumneata. Da. Și pentru elevii dumneata. Da. Cât timp pierd oamenii și de ce? Ca psiholog? Faceți vreo aluzie la faptul că noi acum pierdem timpul plimbându-ne și vorbind? Nu facem nicio aluzie. Ne-a făcut foarte mare plăcere că v-am cunoscut. O, vă mulțumesc. Am să trec într-o zi pe la spital să ne luăm. Pardon? Să vă iau. Ne vedem la piață. Unchiule! Unchiule, cum m-ai lăsat tu singur pe lume? Unchiule, ce-ai căutat tu la spital să te omoare criminalul?
Aoleu, unchiule, unchiule! Tovarășu Gheghe, îți înțeleg durerea. Am rămas durerea, singur. Dar te rog să te porți mai demn, da? Legea îți va face dreptate. Acum hai să mergem. Hai, te rog. Unchiule, aoleu! Vă rog să nu vă spărați pe mine, asta e situația. V-am prins la înghesuială. Vă execut. Dumneavoastră nu știți ce a însemnat pentru mine unchiul ăsta. Cât sprijin mi-a dat. El era singurul meu sprijin. Așa e, în viață folosește ocazia ca să tragi mânaia. Acum nu mai am pe nimeni pe lume. El era singurul la care trăgeam și eu. Când aveam o necasă. Părinții s-au dus. El era singur. Nu zic, unchiul poate era pe ducă, poate că nu era. Dar dacă comisia spune că am fost vătămat ca parte de familie, ce să-ți fac? Dacă îți murea ție un unchi care ți-a fost mai mult decât un tată, ce făceai? Lasă că nu-ți duc eu grija. Banii ai, dai o burtă, e 1000 de lei, plus țigările, plus de aliguri. Așa că îmi dai 20.000 de lei și rămânem prieteni. Vorba aia, dacă dai, ai. Ieși! Ieși afară! Îi dăm drumul? Ce zici, ha? Îi dăm drumul. Nu te frică? Nu mi-e frică. Bun. Cu dumneavoastră nu mi-e frică. Uite, aveți aici declarația asta. În caz de nenorocire. Da. N-am vrut să vă jignez. Hai, termina. O să meargă bine. Vă să fac o vezică. 9, 13, 100 de ani. Bine? Du-te. Ce e, Gica, a? Gata, intru la cuțit. Lasă, o să fie bine. Ce simți? Simt așa ceva, nu știu cum. Dacă o fi ceva... Lasă prostiile. O să mă rog pentru tine, Cică, da? Fii cu minte. Te rog, nu mișca, nu respira. Așa, foarte bine. Gata. Puteți să o duceți la salon. Las că te țin eu. Doamnă doctor, din păcate, examenul scopic confirmă ceea ce se vede pe imaginea radiografică. Da. Ai prea tânără, nu înțeleg. Și totuși e vorba de o tumoră vezicală destul de întinsă.
observați cei infiltrați. Dar la 20 de ani nu se face așa ceva. Bună ziua. Bună ziua. Tovarășe doctor, tovarășul procuror are de discutat cu dumneata anumite probleme. Fiți amabil. Pe mine vă rog să mă scuzați. Vă rog. Sunt procurorul Popovici. Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Da. Sper că nu vă deranjez. Dacă nu durează mult. Tovarășe doctor, împotriva dumitale s-a depus o plângere de către numitul Gheghion. Gheghion e mort. Știți prea bine că e vorba de nepotul lui. Da, vă ascult. Se zice că operația a fost făcută fără asentimentul familiei și al bolnavului. Și nu în condițiile cele mai normale. Noastră vă pricepeți la medicină? Nu. Eu nu. Dar în momentul de față, cazul e studiat de o comisie formată din specialiști. Uh-huh. În orice caz, să știți că familia dorește să intenteze proces și să ceară despăgubiri. Firește, dumneavoastră vă puteți apăra. Eu nu mă apăr. Dar de ce? Aveți acest drept. N-am timp. S-ar putea ca această fată să mai aibă de trăit câteva luni. Și are numai 20 de ani. Și oricum, nevoie de apărare numai cei slabi sau vinovați. Eu nu sunt. Și apoi am încredere în justiție. Aveți o atitudine destul de ciudată, tovarășe doctor. Dumneavoastră sunteți membru de partid? Da. Dar de ce mă întrebați? Vă întreb pentru că dacă sunteți, aveți o răspundere și în această calitate. Știu. Știu asta de la 18 ani când m-am înscris în partid. Da? Da. Da. Eram instructor de UTM într-o comună, dormeam pe bănci la Sfatul Popular, mâncam biscuiți de 3 ori pe săptămână. Fiți fără grijă, știu foarte bine ce răspundere îmi revine și ca medic și ca membru de partid. Da. Dacă doriți să faceți un act într-adevăr folositor societății, atunci vedeți ce se întâmplă cu nepoțelul bătrânului. E singur și are numai 5 ani. Care nepoțel? Întrebați-l pe reclamant, o să vă explice totul. Mă scuzați, am puțină treabă. Vă rog. Vrea să vă distrugă. Cine vrea să mă Doctorul Mitroi, tot spitalul vorbește că v-a dat pe mâna procuraturii și că nepotul i-a făcut scandal. Eu v-am spus să nu-l operăm. Suzy, nu mă interesează. Măcar dacă i-am fi luat consimțământul. Nu mă interesează. Zic că e pregătit pentru operație? Îl operați? Păi sigur că da. Mitroi vă arestează dacă se întâmplă ceva. Suzy, fă ce spun, da? Eu nu iau parte la operație. Doctorul Mitroi m-a avertizat că dacă mai lucrez cu dumneavoastră îmi desface contractul de muncă. Vedeți, doctore, să iau loc la masă. Sigur, poftiți. Ce mai e nou? Nimic. Am auzit ceva despre înscenarea cu bătrânul din Buzău. De, până să apar dumneata, Mitroi era o glorie locală. Acum a rămas pe locul 2. Dumneata spui ce trebuie și ce nu trebuie și... Da. Se întărâtă și mai grozav. Da. Ți-ar trebui mai mult tact, doctor. Așa e, dar n-am timp să mă schimb. Poate când o să îmbătrânesc. Până atunci... Și eu, la vârsta dumitale, doctore, visam să se cutremure pământul sub picioarele mele. Și? Din păcate, n-am avut puterea să lupt. Și acum, îmi pare rău, am trăit o viață mediocră. De fapt, noi medici avem un singur adversar, moartea. Restul sunt fleacuri. Fleacuri. Da, altceva voiam să discutăm. Am o idee la care mă gândesc de ani de zile. Aș ține să o studiem și să o lucrăm împreună. Sigur. Sigur că da. După ce va fi gata spitalul cel nou... Să nu te simți jenat că sunt mai bătrân. Nu mi-e rușine să recunosc că am ce învăța de la dumneata. N-am prejudecăți. M-aș bucura să colaborăm. Uitați, chiar azi am o operație foarte dificilă. Mă ajutați? Cu plăcere. Despre ce e vorba? Un băiat la care ține enorm și care e într-o situație disperată. Trebuie să-i fac o plastie de vezică. Ai curaj? Da, sigur. Dar asta înseamnă să intrați și dumneavoastră în conflict cu Mitroi. Dumneata spune că singurul nostru dușman e moartea.
Mai multă atenție în privința înfățișării bolnavilor noștri. De fapt, după cum ați văzut, am intenția să transform radical și acest spital vechi în așa fel încât, după un an, să putem spune că avem în orașul nostru două spitale noi și moderne. O aripă a fost deja renovată. Acum se lucrează la încălzirea centrală. Pare și director, aveți legătura cu procuratura. Aici? Mi s-a spus că e foarte urgent. Bine, mulțumesc. Nu s-a terminat povestea asta? Vă salut, dar eu vă deranjez din nou. În aceeași problemă. Da. Sigur. Da. Da. Iertați-mă, vă rog, un moment. Sunteți liberi, am terminat. Puteți pleca. Poftiți. Da, vă ascult. Da. Nu e numai o problemă a noastră, este și a dumneavoastră. Nu pot să fiu de acord. Nu e spitalul personal al doctorului Rod. Să-l las să-și facă de cap, se joacă cu viețile bolnavilor. Dar este inadmisibil cum procedați. Tovarășe procuror, nu vă supărați. Am să vă sun eu peste vreo 10 minute. Acum sunt într-o ședință și... Se poate? Mulțumesc. Ați spus ceva, dorește, doctor? E inadmisibil. Ce e inadmisibil? Cum procedați e imoral. De ce trebuie amestecată procuratura într-o chestiune a noastră, a medicilor din acest spital? Da. Da, da. Răspund încă de acest spital și în cazul unei anchete, nu doctorul Irod va fi tras la răspundere, ci eu. Eu. Celichea? De ce n-ai îndrăznit să o spui în față? Taci, tot timpul ai tăcut. Tu n-ai tăcut? Propun să fie mutat de șef. Vă rog să nu intrați, tovarășa doctor. Ziua. Nu te credeam atât de jos. Poftim? Lovești pe la spate foarte frumos. Mă întreb dacă o faci numai din invidie sau ești un ticălos lipsit de orice scrupul. Nu mi-am putut închipui niciodată. Ce ai, dragă, isterică, nu te știam. Știi ce e caragios în toată povestea asta? Tu crezi că Mitică gândește la fel ca tine și că se zbate să-ți ocupe locul?
Fii liniștit. El nu vrea decât să muncească foarte bine. Este un om talentat și pasionat. Atâta tot. Și toți gândesc la fel ca mine. Și mulțumesc că ai venit. Așa. Bine. Du-te acasă, ești obosit. Și noastră? N-ați dormit nici noaptea trecută. Lasă-mi pe mine. Mâine am nevoie de tine odihnită, clar? Că termină cu prostiile. Gică, nu-mi fă fițe. Hai, respire, hai, adânc. Hai, Gică. Gică, deschide ochii când îți spun. Gică, nu-mi fă mie pe mortul, că îți dau două palme de unde te vezi. Thank you.
Cum e, doctor? Ai necazuri? E bine. Tensiune? A avut o cădere de tensiune, dar este bine. Cred că a depășit punctul critic. Vine. Așa. Hai. Gata? Gata. Mai puțin și o mierlești. Stai. Cum a fost? La început a fost bine, dar apoi a început să faci pe vedeta. Eu? Să cam dai ochii peste cap, da tu. Eu? Era să-ți trag câteva palme, pe mi-arăți albul ochilor, așa. Stai. Bun. Bravo. Cum e? E bine, las. Nu-mi place cum arătați. Nu-ți place? Mm-mm. De? Aveți febră. Febră? Mhm. Nu. Puneți-vă termometru. Nu. Haide. Ia uite, zică ce-mi face. Trezeci și opt cu doi? Febra mea obișnuită. Vă duceți imediat acasă. N-ați dormit două nopți. Rămân eu. Duceți-vă. Arătați foarte rău. Acasă? Acasă. Bine, mă duc. Mâine o tăiem pe fată. Cât sunteți? 4. Deci gata? Anunțată pe sora Tanța să vină la telefon. Și de telefonul ăla deschis de atâta timp și încă n-a venit. Bine, la mai repede. Imediat. Hai, repede. Sper că nu sunteți supărat pe mine. Nu. De ce? Mă bucur că am cunoscut un om ca dumneavoastră. Mi-aș îngădui totul să vă dau un sfat. Pe viitor fiți mai prudent. Prudent? Doctorul Mitroi... Ce cu doctorul Mitroi? Am stat de vorbă și cu alți oameni din spital. Să vă spun eu. Cred că e treaba dumneavoastră al celor de aici să vedeți ce cu el. Da. Eu mă ocup de Gheghe. Și vă promit, tovară și doctor Colichea, că el nu o să scape prea ușor. Asta e. Dar ce s-a întâmplat cu copilul? Ați rezolvat ceva? S-a rezolvat. E la un cămin. Bun. Sper că o să rămânem prieteni. Deși n-am fost, rămânem. Vă salut. Mersi.
Ești palid, ce s-a întâmplat? Mi-a reușit o operație pe care am făcut-o pentru prima oară. Sunt foarte fericit. Pe cuvânt. Trebuie să sărbătorim evenimentul, nu? Păi da. Până dimineață. Nu pot să merg mai departe, sunt foarte obosit. Cred că o să dorm aici lângă... Bine, la revedere. La revedere. Ne vedem mâine la mere și... Mă duc. Păi când te duci? Ei, o să mă duc, mai târziu. Ei, așa îmi spui în fiecare zi, mă duc și uite că a trecut atâta timp și eu nu am nici până acum mocheta.